Am revenit. Bună ziua, dragilor! Astăzi să vă arăt ce am făcut de la botez, câte ciupercuți am putut să fac, dragile mele. Uitați ce frumoase sunt aia, cele roșii, că v-am arătat când le-am turnat. Așa a fost mai multe, am mai trimis din ele, mai așa sunt de puntat. Vedeți, așa toate sunt de puntat, ca să o să le puntez astăzi. Vedeți? Sunt așa, sunt galbene, așa sunt roșii, vedeți? Aici sunt, care sunt jos de puntat, iar ăștia la fel, acolo sunt sus puntate, o să mai vină altele, că aici am mai fost și n-am mai luat. Și am făcut și câteva ciupercuță frez, dacă se vede, și o să vină punte roșii. La unele galbene, să vedem, să vedem cum vine mai frumos. Deja m-am apucat să puntez aici. Și haideți să vă arăt și ce pitici frumoși am făcut. Așa, acum filmează-mă tu. Așa, dragile mele, uitați, îmi cer scuze, sunt de la muncă, că chiar m-am apucat să puntez aici, să vă arăt cum se pune puntele. Ieri toată ziua, până pe ziua seară, până pe la două noapte am vopsit la acestea. Așa au fost făcute puntate ieri. Puntate și ăștia voxite, ăștia au fost voxite de ialante. Și ăștia au fost ieri puntate și ăștia voxite. Hai să vă mai arăt ce am mai făcut de la botez, ce am mai făcut și câte ciupercuțe, câți pitici, tot să vă arătăm ce am făcut. Tot stocul meu. Da. Pentru că chiar puntam și m-am gândit să vă prezint, să vedeți ce ciupercuțe am făcut de la botez. Pentru că n-am mai fost la ștran, acolo s-a închis. Și vedeți ce lucruri am mai făcut și eu, ce am mai putut și eu să mai fac. Vedeți, dragile mele? Deci ăsta ar fi mutulică, care îl iubesc toți copiii. Vedeți, dragii mei? Ăsta este moșulică. Multă lume ia și le pune sub brad. Sub brad, ele sunt foarte mici, superbe și stau sub brad acolo. Vedeți, foarte frumoase. Ăștia vând multe de sărbători. Să vând multe. Așa, de să mai vă arăt. Ăsta este cu roabă. Vedeți dumneavoastră? Este cu roabă, cară, cire și le roabă. Așa se zice la pitici ăștia. Am și două albi ca să poată, dar că nu sunt finalizate. O să mai trebuiască ceva porochițele lor. Un model ceva frumos. Ăsta este uităcilă. Dacă observați dumneavoastră. Vrea să uită în sus, uite acela. Mai mușchi. Gata. Gata, am răcit, cred. Așa. Asta este pădurarul. Vedeți? Pădurarul cu pușca, are pușca aici. Cred că de la mine se strănui de la voxelele ăștia, toată ziua cu voxelele ăștia. Așa, deci. O să mai fie, o să fie și pădurat. Ăsta este, vedeți dumneavoastră, cerșător de la pitici. Ăsta este, uitați, cu mână în spate și cu asta cerșește. Ăsta e cerșătorul. Așa. Pădurarul vii l-am arătat. Vedeți așa pădurarul. Pe mutulică, pe mai multe. Sunt toate felurile de pitici. Vedeți dumneavoastră. Am luat la zăpadă, am făcut și noi ce am putut, ciupercuțele acelea. Alba asta la zăpadă o să mai trebuie finalizate, o să mai fac niște modele ceva pe fustița lor, că sunt prea simple. N-am avut cât să le mai puntez ceva pe... Așa? Hai, Fernando, să arăt prietenii mei cum o să puntez de ciupercuțele. Da, trebuie să pun vin mai frumos. Așa. Într-o zi, să am timp, să arăt și eu cum se face mâncare la prieteni. Toată lumea îmi filmează când face mâncare. Eu n-am avut timp, eu fac ciupuri, dragii mei. Eu nu pot să vă arăt, n-am putut să vă arăt. Așa. Și acum am gurite din asta, făcut, care pot să... Atâna-mi dai aici ce punte punem. Punem, cred că, albe, nu? Hai să vedem cum vine. Vezi că asta e cu mai multe culori. Să vedem cum vine frumos albul. Interior, sau... Linia Linuța până acum mă suci pe aici, Linuța. Uitați, este un burete legat.
O să punem pun. De ce frumos asta? Colorat, este mai multe culori. Uite aici. Mai multe culori asta este, foarte frumoasă. Chiar mi-e place asta. Așa, hai să facem, am pus pe una, cred, chiar asta nu am pus. Am pus cu buline albe. Hai să pun și cu una roșu, să văd cum vine mai frumoasă. Și să-mi spună și mie, doamnele, cu care sunt mai frumoase culorile. Hai să facem din toate culorile, mai multe culori, ca să vedem cum apar. Și în final, cu ce l-am făcut eu, cu verde. Am un verde acolo, vreau să încerc cu verde, să fac niște punte cu verde. Așa, acum hai să facem asta cu roșu. Vedem cum este mai frumos, cu roșu sau cu albă. Să-mi spună și mie care sunt mai frumoase, să-mi spună și mie, doamnele, chiar le rog. Care punte sunt mai frumoase să fac și eu. Așa, depinde de părere, de gustul omului. Așa, deci astea sunt buline roșii pe roz. Deci ar fi bine pe asta, buline verzi. Asta e și asta e cu vezănână. Asta este cu roșu și asta cu albă. Care e mai frumoasă? Părerea ta. Ia să vedem asta. Să fac galbene acum, să vedem care vin mai frumoase. Asta să le punem aici, că și acum spun tate. Hai să facem galbeni, să vedem care vin mai frumoase. Să ia două șpărcuțe galbene. Să vedem cum spun. Deci facem una cu roșu. Cu roșu. Așa. Hai să facem una cu albă, da? Să vedem care sunt mai frumoase. Să lasă și mie la comentarii care sunt mai frumoase. Că mie îmi plac într-un fel, la altcineva poate îl place în altul fel. Asta e cu albă. Părerea mea, mie îmi place aia galbenă să fie cu roșu. Ei, acum nu știu dacă și asta e frumoasă, cu galben. Aici iar îmi place asta. Asta, păi, iară nu-mi place. Să pun eu să fac și cu verde. Să văd cum apare cu verde. N-am făcut niciodată cu verde. Și vreau să fac, am vopsea din asta. Verde, care ai vopsea. Vreau să o desfaci. Știi ce vreau? Mai vreau și o farfuruță din asta. Unde mi-a adus-o încă? Alina, ar zi-a tu pe Alina. Pune-i. Ce-ai făcut pe tine, Alina? Unde te murdărești? Hai, pune pe Alina. Mâine, Alina, acum le faci cum te faci. Hai să vedem cum apare. Chiar că n-am făcut cu verde niciodată. Să împlăm ăsta încolo. Ăsta e buletele la ăsta. Ăsta e la ăsta. Ăsta e la ăsta. Boxeaua asta cred că nu e de mână. Nu. N-ai făcut cu verde. Dar știi unde e săpitul ăsta? O săpitul să fac cu broscă din asta, broscuță. Boxa verde. E foarte frumoasă și îmi trebuie verde la broscuța aia. Vezi tu? Să-i punem capul acum. Alina! O să încep să mai schimb și eu din culoare. Să fac din toate câte una, să vedem dacă e frumos cu verde. Așa, deci facem prima dată, începem la... Deci, ăștia două sunt așa diferite, vezi, Fernanda? Acum, deci asta cu buline roșii, asta cu alb, asta cu alb, asta cu roșu. Acum vreau să fac cu verde, n-am făcut niciodată cu verde. Hai să vedem cum pare buline. Wow! Foarte superbe, frumoase! O să fac din toate, să văd cum pare mai frumoase, care sunt mai frumoase la culori.
că pare foarte frumos. Mai să fac și una galbenă, să vedem care sunt frumoase. Nu să vedem asta, cum vine. Și galbene sunt frumoase. Hai să faci una acum roșie, nu? Am făcut frez, am făcut... Să faci una roșie, să vedem cum sunt de frumoase. O altă culoare, că n-am făcut. La roșu nu le stă. Asta? La roșu nu le aprinde bine. Deci roșu nu merge. Roșu merge doar cu albul și cu negru. Am mai făcut cu negru, am făcut la roșie. Am avut multe cu negru. Și... Da. Vezi că nu merge la toate culorile? Eu zic că nu merge. Părerea mea. Nu. Mai frumos stă cu, uite, cu albul sau cu... Nu. Anca, ia spune și tu care culori sunt frumoase. Uite, am schimbat culorile la așa, am băgat verdele ăsta. Vezi, uite, ăsta la frez, la galben sau la roșu? Care prinde bine verdele? La galben. La galben e frumos. La frez. Da, și la frez. La roșu nu merge să facem verde. Mai bine băgăm negru. La roșu și albul. Facem cu albul și cu negru. Facem două modele. Noi mai avem o stare neagră, nu mai avem. Fernando, câte minute avem? 12. 12. Hai să... O să le mai arătăm la prieteni când o să mai fac altele. Doar am vrut să vă arăt ce, câtă marfă am putut eu să fac de la botez, dragile mele. Și acum o să fac în continuare, o să mai fiu la rugă, o să fiu acum 3 zile, o să fiu la o rugă și o să vă spun de acolo unde sunt, că plec pentru de mâine. Astăzi trebuie să termin această marfă, ca să am la rugă acolo, că merg cu gogoș. Și după aceea o să vă mai arăt ce mai facem, da? Vă mulțumim mult, la revedere, o zi bună. Alina, cărpa! Cărpa! Hai! Hai, mulțumim, la revedere, dragi!